Arată chiar ca o biserică, așa, destul de mare, da. Și mai ne îmbunătățim și aspectul general, adică încercăm să întreținem și curtea după cum vedeți, o amenajăm, construim în continuare cu corpul alăturat, tot felul de anexe care sunt necesare pentru clădirea nouă. Și noi deja avem și doi copilași care avem grijă de mai mulți ani de zile. Adică am început să avem grijă de copii, urmând, nu se știe în ce condiții, să avem mai mulți, încercăm. Dar deocamdată noi suntem doar trei maici și părintele Casian Brușeț, care este arhimandrit, adică și el este călugăr preot, dar lucrează mai mult la episcopie și vine doar la sfârșitul săptămânii, așa că noi nu putem face niște lucrări ample așa cu mult avânt. Încercăm să mergem așa cu pași mai mici. Despre biserica noastră, ea, cum a zis, poartă hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie, cum avem reprezentat în icoana de dreapta, deși nu se vede foarte bine din cauza stranii, și avem un pictor, noi lucrăm, noi suntem din Iași. Dar așa s-a nemerit că și pictorul și sculptorii sunt tot din zona Moldovei, din Piatra Neamț, respectiv Târgu Neamț. Și lucrăm cu pictorul George Romilă, sunt pictate toate manual și în altar și încercăm să frumusețăm biserica mai mult cu icoane pe care se le punem pe pereți, deoarece jugrăveala inițial, adică jugrăveala, construcția inițială a bisericii, acum nu ne mai permite să pictăm biserica. Și o să o frumusețăm așa, cu icoane, o să cu sculptură. Sculptura toată este făcută din lemn idei manual, deci sunt doi frați care din Târgu Neamț au învățat de la unchiul lor sculptura manuală și tot este lucrat de mână. Sunt bucăți pe bucăți, nu se văd foarte bine minările, dar tot este lucrat de mână. Și continuăm cu ei, în secțiunea bisericii. Mai mult trebuie să vă spun foarte puțin că noi, de asemenea, ne înțelegem foarte bine cu părintele de la Mărul, pentru că ați vizitat sau parohia. Acolo au icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care datează cam din anul 1500, așa este scris pe spatele ei, pictată de un călugăr român în muntele Athos și adusă ulterior în Oltenia și din Oltenia a ajuns la Mărul, deoarece așa spune povestirea, că cel care a primit-o în Oltenia a avut un oarecare conflict cu un turc din atunci, ce turci și românii care la noi. Și din cauza unei fete de la care s-au certat, a trebuit să fugă de acolo și a ajuns la Mărul. La Mărul. Și de aceea mulți a mers pe cursul râului, și găsind Bistra, a ajuns la Mărul și s-a stabilit la Mărul. Și de pe atunci icoana stă în biserică și a ferit satul de foarte multe probleme, adică și de inundație, ocolind apele, ocolind biserica. De asemenea, și când au vrut și de la alt neam să vină să invadeze satul. Nu au reușit. Sunt așa minuni notate, dar foarte importante pentru ei. De asemenea, o minune foarte frumoasă, să zicem, cumva, că atunci când a fost un incendiu la biserică, a ars toată biserica, ei este refăcută acum, dar icoana nu a ars, a fost găsită printre ruine. În momentul în care au dat cu târnăcop, se vede și pe ea cum are urmă. Și noi o aducem în fiecare an de hramul nostru, facem așa o procesiune și oamenii au evlavii și ne bucurăm foarte mult că și în zilele noastre facem minuni, sunt persoane care se împune și ne spun că pentru ei, că ei au ajutat foarte mult. Da. E un istoric foarte scurt. Nu avem foarte multe de spus. Mulțumim tare mult. Mulțumim.